Prozatorul și dramaturgul român Ion Ochinciuc revine în municipiul Câmpina. De această dată, scritorul de romane polițiste lansează romanul Călugărița în umbra unei femei. Este vorba de uh, un scriitor îndrăgostit de Câmpina, care își petrece cel puțin o lună din fiecare vară la Câmpina, uh, maestrul Ion Ochinciuc. Anul acesta va lansa Călugărița în umbra unei femei, un roman polițist și de dragoste, foarte incitant. Dacă titlul acestei cărți ne duce cu gândul la femeia care a făcut un legământ pentru a duce o viață religioasă și care trăiește într-o comunitate mănăstirească, Ion Ochinciuc s-a gândit la cu totul altceva. Este vorba de călugărița, insecta călugăriță, care își devorează însositorul după ce realizează scopul existenței sale în natură. Cei care doresc să ia parte la lansarea cărții Călugărița în umbra unei femei de Ion Ochinciuc sunt așteptați sâmbătă 5 iulie la Casa de Cultură Geopoxa din Câmpina. Așadar, o lansare cu un roman interesant, un om interesant, sâmbătă, 5 iulie, la ora 11, la Casa de Cultură. Vor vorbi despre roman, Cristian Crăciun, Iulian Moreanu, probabil și Constantin Trandafir sau Gerasim Rusutogan. Sunteți așteptați la lansarea romanului Călugărița de Ion Ochinciuc.